curg internările, doamnelor, domnilor, și în spitalele de la pediatrie. În mai multe unități medicale din capitală, destinate copiilor, nu mai sunt locuri pe secțiile de COVID, iar situația se înrăutățește de la o oră la alta. Situația este cu atât mai tragică cu cât nu avem un vaccin pentru copii, ci doar pentru cei de peste 16 ani. Mergem la Spitalul Grigore Alexandrescu, acolo unde este colegul meu, Andrei Grigore. Bună dimineața, Andrei, ce spun medicii de acolo? Bună dimineața, Berta, bun găsit, domnilor și domnilor. Vreau să începem discuția cu un număr foarte trist, numărul 65, pentru că în România la acest moment există până în 65 de paturi de terapie intensivă pentru copii. Ei bine, ce spun doctorii de la Grigore Alexandrescu? Spun faptul că la acest moment nu mai au niciun loc liber pentru pacienți COVID, nici pe secții, dar nici la terapie intensivă. Totodată vreau să vă spun și o poveste de aici, de la Grigore Alexandrescu. Este vorba despre o fetiță de 11 ani care a fost internată cu multiple comorbidități. Totodată ea are din naștere distrofie neuroaxonală progresivă. În februarie a fost internată cu pneumonie și SARS-CoV-2 aici la Grigore Alexandrescu și nu a putut să fie detubată nici până la acest moment, pentru că nu rezistă să respire fără aparate. Starea este staționară acum din punct de vedere al evoluției și este unul dintre exemplele acestea de copii care abia dacă mai au loc să ajungă pe un pat de ATI într-un spital din capitală. Vorbim și despre Gomoiu. La acest moment Diana Ionescu, directorul medical de acolo, spune același lucru, faptul că paturile de COVID pentru copii, dar și cele de la terapie intensivă sunt pline la acest moment. Doamnelor, domnilor, în foarte scurt timp o să vedem